Concluzia este că un proiect care a pornit șchiopătat din mai multe puncte de vedere. Un prim punct de vedere că a avut un proiect tehnic neadecvat. Nu ne-am cunoscut suficient de bine înainte și am avut o perioadă în care ba aveau bulgarii buget, ba n-aveam noi buget și situația inversă, deci, care a constituit un motiv de întârziere. Până la urmă ne-am înțeles, până la urmă am reușit ca pe ultima sută de metri să facem ceea ce fac de obicei neamurile balcanice. Să fie foarte bine pe finalizări. Tipic balcan. Nu suntem organizați, nu suntem la fel de bine calculați așa cum sunt celelalte neamuri, dar la finalizare dăm toată imaginea și toată frumusețea. Suntem, cred, mai bine, nu? Mai bine dotați genetic, în Ne strângem sensul, mâinile și ne în lăsăm fi sensul, prieteni da, totdeauna. în sensul, în sensul adaptării. Suntem neamuri adaptabile. Bună ziua! Аквариум във Варна е много важен за нашия град, тъй като една от туристическите атракции за града, една от туристическите дестинации. Fiind o atracție foarte mare pentru orașul nostru, acvariul din Varna este un obiectiv, un obiectiv foarte interesant și foarte important. Institutul по рибни ресурси стопанисва аквариума от много години. Но това е една много стара институция с 80 годишна история. Институтът де ресурси пишикуле дин Варна аре акест аквариол суб менеджментул институцией и есте un институт foarte vechi cu istorie de mai mult de 80 de ani. И през последните години аквариумът изостава в своята атрактивност. Посещава се от голямо количество туристи, български и чуждестранни, целогодишно, но не се е инвестирало в неговото усъвременяване. Дори самата сграда е изключително стара и цялата експозиция е много несъвременна. И на чеще ани, пе лънга институтът де ресурсе пищиколе, аквариул, a rămas în urmă ceea ce privește atractivitatea ca obiectiv turistic, nu s-a investit, nu s-a modernizat chiar și clădirea acvariului este foarte vechi. Така че проект Делфи е от изключителна важност за аквариума и за института, защото позволява да се направят генерални подобрения в експозицията, и в създаването на съвместен туристически продукт, заедно с партньорите ни от Констанца. In acest sens, proiectul Delphi reprezintă un proiect foarte important pentru acvariul din Varna, precum și pentru Institutul de Resurse Piscicole, întrucât permite îmbunătățiri generale în ceea ce privește expoziția și într-un produs comun pentru turiști. Така че по проект Делфи се реконструираха аквариумите с над 150 вида представяме в изложбената експозиция и имахме възможност с проекта да се ремонтират аквариуми, да се смени изцяло филтърната система, която е от 1932 година е много стара, морално устаряла, и да се създадат условия за живота на рибите в тези аквариуми. Astfel, prietul ne-a permis să reconstruim acvariile pentru pești, care sunt peste 150 de specii pe care le avem în expoziție, și să modernizăm sistemul, să schimbăm sistemul de filtrare. Și acest sistem a fost funcțional încă din anul 1932.